Invitata mea de astăzi e o personalitate aparte a muzicii românești. Este posesoarea unei voci excepționale, inconfundabile și are în palmares cel puțin o piesă care ar merita să facă parte din top 10 al melodiilor noastre de dragoste. Este frumoasă, sensibilă și puternică. Recent a anunțat că de 6 ani este mama unei fetițe pe care a adoptat-o, iar opinia publică a fost extrem de impresionată. Care sunt ingredientele care au făcut din ea una dintre cele mai puternice și mai elegante femei din România? Doamnelor și domnilor, aflăm chiar de la ea, Paula Selling. Cum a fost momentul când ai cunoscut-o pe Elena? A fost un moment de un impact uriaș. Noi când am văzut-o, am zis că ea este, nici nu ne-am pus problema să este un copil foarte special. Ne doream foarte mult copii. Nu se putea pe cale naturală? N-am avut niciun fel de probleme. Anul trecut pentru mine a fost un an destul de greu și, na, e ok pentru mine să lăsăm elefantul acolo în cameră. Uneori te mai ia gândul și întreboare, mă iubește și pe mine cineva? Bă, leleu de capul meu! Bună seara, Bine, Paula! Bine te-am găsit! Ești foarte frumoasă! Mulțumesc că tu ești frumoasă și asta îți spuneam înainte de a începe înregistrarea, că nu te-ai schimbat absolut deloc. Mulțumesc, dar nici tu. Mulțumesc. Eu oricum te știu pe tine înainte să mă știi tu pe mine. Acum nu o să zic că te știu de mică, știi cum sunt. Dar așa este, că tu te-ai lansat foarte devreme în muzică și nu este nicio schimbare Mulțumesc. Pe chipul tău. Ești la fel de frumoasă și tânără. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Îmi pare bine că ai acceptat să stăm așa de vorbă. Cu drag. Despre viață, despre cariera ta, despre orice pot să discute două femei, să zic așa, la cafea, cum avem și cafea aici. Dacă bei cafea? Mai beau. Intenționez să o las un pic pentru că uneori mă agită și mă pune așa pe pilot automat. Și cumva eu sunt adepta savurării lucrurilor naturale așa cum sunt ele. O să încerc să o mai răresc. Mai ai ceva vicii? Nu știu ce să spun. Dacă e să o luăm așa, un vici este munca. Munca. Da, intru în trepidații dacă nu am de lucru. Și pot să spun că sunt workaholic. Îmi place tot timpul să mă ocup mintea, pentru că dacă nu mă ocup cu lucruri creative, atunci încep să îmi pun tot felul de întrebări despre viață, despre lume, despre sensul existenței noastre pe pământ. Da. Deci, sunt foarte multă lume preocupată de zona asta în ultimul timp și nu știu de ce. Te preocupă și pe tine? Da, normal, dar e absolut normal să fim preocupați de asta. Cei mai fericiți sunt cei care nu au astfel de preocupări și probabil că nici măcar nu își pun vreodată problema sensului nostru în viețile noastre. Cum spunea Chilian, îmi plăcea foarte mult, uneori ai senzația, are el un text foarte fain, ce caut eu în viața mea, așa știi? E foarte fain. Uneori ai senzația că poți să faci mai bine, uneori ai senzația că ai făcut destul. Și cum vă spuneam, eu tot timpul mă raportez la muzică, pentru mine muzica este o constantă și câteodată mă ridică foarte sus, câteodată mă coboară, pentru că probabil ca fiecare dintre noi și eu am o imagine despre cum aș vrea să fiu. Eu sunt foarte autocritică. Am, spre exemplu, interviuri sau apariții la care nu pot să mă uit pentru că știu eu, mi-amintesc din acel moment că ceva nu mi-a plăcut și nu pot să mă uit pentru că mă enervez. Atât sunt de autocritică și am anumite apariții care îmi plac și îmi dau putere să merg mai departe. Din ce îmi povestești, înțeleg că ești o persoană care se consumă foarte mult, emoțional,
fie în direcția pozitivă, fie în cea negativă. Mă rog, că se întâmplă în viață să existe și momente nu tot timpul fericite. Ca să citez un personaj din Filantropica, am să vă spun cam da. Da. Ai avut momente, nu știu, să fii trăit depresie, anxietăți? Nu, chiar depresie nu. Nici nu pot să spun de anxietăți, însă melancolie și, nu știu, cumva întrebări, cum îți spuneam mai devreme, cred că fiecare om are. Și în momentele grele, așa, cum reușești să îți revii? Ai așa un truc să te revigorezi, să te repui pe picioare, cum se spune? Eu am o bucurie pe care o... adică am mai multe bucurii, dar una dintre ele e chiar foarte plăcută. Mă duc cu fiica mea la not. Și notăm amândouă, derupem. Ea are instructor, eu deja am trecut de partea de instructaj, pentru că eu nu de mult am învățat să not corect. Notam așa ca o broscuță sau nu știu cum să zic. Ca un cățel se mai noată și exact, așa, exact. Na, copiii de obicei când învață să note, cam exact. Încep așa să... Și în ultima perioadă am început să studiez și acest sport și am avut un record în urmă cu un an jumate spre doi. Recordul meu absolut a fost de 120 de bazine, atenție, cu palmare și cu, cu labe, 25 de metri bazinul, în cam o oră, jumătate, oră 40. Deci ăla a fost recordul meu și am fost foarte mândră de mine pentru asta. Păi, e ceva extraordinar, dar ce te-a determinat să te apuci de not? Pentru că ai mers cu Elena la not? Și asta, dar în primul rând, la început mergeam cu ea și aveam grijă cumva, stăteam cu ea și am spus că dacă tot petrec o oră, o oră și ceva acolo, supraveghind-o, bine, ea oricum avea instructor și mulțumesc lui Antonio Costa pentru asta, am zis că să nu pierd timp. Da, deci asta e degeaba, da, când poți să faci și cu asta. Am intrat și mai mult decât atât, este o mare bucurie să împărtășim lucrul ăsta și ne întrecem și ne mai îmbrățișăm prin bazin și ei place foarte mult. Am insistat și pentru ea să facă not, în primul rând pentru senzația de zbor pe care acesta ți-o dă. Eu de copil visam să zbor și notul îmi dă această senzație. Dacă puteți să credeți, am făcut scufundări înainte să aprofundez acest sport. Și ce-ți plăcea la partea asta de scufundări? Toată viața asta subacvatică și felul în care puteam să zbor printre toate vietățile. Există niște reguli foarte clare, nu trebuie să intervii niciun fel, nu trebuie să atingi, ci doar să observi și să te bucuri. Trebuie să ferești toate formațiunile de pe fundul mării și să ai grijă să păstrezi intact mediul. Și mie îmi plăcea, de exemplu, cum zburam între ghilimele prin adevărate canioane subacvatice. Am avut o scufundare care cumva n-ar trebui comunicată pentru că a fost un pic peste limită. Am coborât până la 40 de metri. Vai. Cu rezervă de aer, pentru că de obicei scufundările la mare adâncime se fac cu un amestec special de gaze și noi am coborât cu amestecul clasic de aer și a fost foarte intensiv. A fost un risc. A fost, eu nu-l consider risc pentru că instructorii noștri sunt foarte, erau, când am mai făcut scufundări de foarte mult timp, erau foarte bazați, ca să zic așa, și extrem de pricepuți în tot ceea ce fac și nu exista niciun risc. Și aveam deja multe ore de scufundare. Și s-a mers în grup și a fost foarte frumos. Ce alte activități frumoase faci cu Elena? Avem o plimbare pe care o facem împreună pentru a atinge numărul de pași necesari în fiecare zi. Facem teme, ne jucăm, cum spunea și ea, mergem la mall, ca fetele. Să știi, Paula, că acum vreo 4 ani, eu te-am văzut la mall cu ea, nu știam, nu se știa încă
tu ai o fiică, însă eu din felul în care relaționai cu ea mi-am dat seama. Nu, mi-am dat seama că nu poate să fie o nepoțică sau o rudă sau... Pentru că chiar se vedea în ochii voștri. Cred că pe atunci avea vreo 5 ani și ceva Elena și v-am văzut la mall și erați într-adevăr mamă și fiică. De atunci m-am gândit că... Suntem. Da, lumea nu știa sau... Cred că foarte puțini știau lucrul ăsta. Toți cei apropiați, toate cunoștințele noastre, chiar și o parte din oamenii de presă care au respectat dorința noastră de a păstra discreția. Noi n-am, cumva n-am ferit-o sau, Doamne ferește, să o privăm de ceva. Sub nicio formă am mers în vacanțe, în vizite la prieteni, după cum vedeți, diverse locuri, sport, până și la sala a fost, sala o facem, noi avem o mică sală și acasă și facem sală împreună, mă rog, facem tot felul de activități și inclusiv curat în cameră. Cum e la capitolul ăsta? Că copiilor nu prea le place să facă lucrul ăsta, mi-am și eu când eram în copilărie și spunea mama să fac curățenie, că de aia tavanul pe mine, da? Lucrăm la asta, ca fiecare copil împingem regulile atât cât se poate, dar știu că pentru binele ei e important să fie organizată și lucrăm la asta, sigur. Cum a fost momentul când ai cunoscut-o pe Elena? A fost un moment de un impact uriaș. Ea din prima clipă ne-a privit așa cu ochi mari și cu o uriașă iubire. Aștepta probabil un cadou din partea noastră și noi l-am dus. Întâmplarea face, pe mine m-a amuzat teribil pentru că i-am dus niște hăinuțe și niște jucării și un ursuleț de pluș. Și ne-a văzut așa și s-a uitat la ursuleț și așa cumva descumpănită, zice, atunci nu, vorbea mai puțin și mi-a arătat așa. Avea pe dulap vreo 10 ursuleți de pluș, ce să mai fac cu încă unul? Cam ăsta era mesajul, ea a fost foarte drăguță, este drăguță, este un copil foarte special. Este, am urmărit-o și într-adevăr este foarte inteligentă și... ai educat-o într-un mod foarte, foarte frumos. Am educat-o împreună, tatăl ei și cu mine. Suntem o echipă în creșterea și educarea ei și ne dorim în fiecare clipă să o ajutăm să obțină tot ce e mai bun din ea. A fost greu până te-ai decis sau v-ați decis să faceți acest pas? Pentru că uite că e foarte importantă discuția asta și pentru alte familii care vor să facă acest pas. Noi ne-am decis de mult. Ne doream foarte mult copii. Nu se putea pe cale naturală? N-am avut niciun fel de probleme de... Adică nu are legătură cu partea asta? Nu, noi oricum am vrut să adoptăm. Da, indiferent dacă venea pe cale naturală un copil sau nu. Ne-am dorit să facem asta. Pentru noi, în primul rând, este cumva greșit abordarea asta. Vai, că e ceva ce dăruiești tu cumva. Nu, un copil este un cadou pentru tine, în primul rând, este un dar de la Dumnezeu și tu ești cel fericit că a venit în viața ta și ți-a schimbat viața într-un mod atât de frumos. După părerea mea, este cea mai frumoasă întâmplare a unui suflet și anume să poată să dea mai departe unui suflet toată iubirea și toată moștenirea pe care a primit-o și noi ne-am dorit asta foarte mult și am reușit. Procesul în sine n-a fost dificil, este chiar, foarte... Voiam să te întreb că asta se spune, că vai, că este foarte dificil din punct de vedere al actelor și așa mai departe. Mulți părinți renunță speriindu-se că e o cale greoaie. Este important să treci prin toate fazele până ți iei atestatul. Atestatul se ia în urma unor întâlniri cu toți cei de la direcția copilului.
ai parte și de o analiză psihologică și de toate felurile pentru a se stabili dacă ești apt pentru acest proces minunat. Ai parte de consiliere pentru că un astfel de proces are anumite puncte sensibile pe care trebuie să știi cum să le manageriezi și trebuie să știi cum să treci de anumite hopuri ce pot să apară în acest proces frumos. Nu mă refer aici la hopuri grave, ci mă refer la subtilități pe care trebuie să le preîntâmpini și să faci copilul să înțeleagă cât este de iubit și de dorit și mai ales că un copil ce trece prin acest proces este un copil foarte căutat și foarte iubit, adică să vadă această latură, pentru că așa este. Majoritatea celor care trec prin procesul de adopție își doresc enorm copii. Este absolut, acum am realizat că un copil adoptat poate fi chiar mai dorit decât un copil care apare pe cale naturală, să zic așa. Spontan, să zic așa. Da, se întâmplă. Să, nu neapărat că îți propui să rămâi însărcinat și să devii părinte, nu? Dar, uite, în momentul în care îți dorești și faci anumiți pași, care ai spus că n-a fost chiar așa de dificil, dar totuși... Poate altora li se par dificil. Pentru noi, nouă ni s-a părut ceva firesc și ne-am bucurat foarte mult că Elena, am simțit și noi și ea, din clipa în care ne-am văzut, că ea este copilul nostru mult timp înainte de a ne întâlni propriu-zis. Dar cum ați ales-o pe ea? Cred că așa a vrut Dumnezeu. Noi când am văzut-o, am zis că ea este. Nici nu ne-am pus problema. Pur și simplu am făcut click, dacă vreți. A fost vreți. Așa o dragoste la prima vedere, cum se spune, adică o chimie, s-au atins sufletele așa, da. Într-o clipă. Da. Este o poveste foarte emoționantă. Mulțumim. Și chiar trebuie să ai un anumit suflet, o anumită personalitate, să fii un anumit tip de om ca să... poți să faci asta. Eu înțeleg ce ai spus tu mai devreme, că n-ar trebui privită o astfel de acțiune ca ceva ieșit din comun, ca și cum voi ați făcut ceva pentru ea. Tu consideri că ea este ea, un cadou pentru voi. Prin frumusețea sufletului ei, prin felul în care aduce lumină în viețile noastre, cumva cred că ea ne-a chemat și noi am căutat-o până am găsit-o și într-un final am găsit-o. Pentru că așa s-au aranjat astrele și așa a vrut Dumnezeu și este cel mai frumos cadou pe care viața a putea să ni-l ofere. Au existat și momente mai sensibile, mai dificile pe care n-ai știut cum să le gestionezi, că astea apar și în viața unui părinte în mod firesc apar. Nu știi că atunci când copilul e mic, nu știi să faci anumite lucruri, vrei să le faci foarte bine și poate nu se reușește. Ai avut momente din astea de cumpănă când n-ai știut cum să reacționezi sau cum să gestionezi? Eu sunt un om căruia îi place foarte mult să se informeze. Înainte de a face orice, mă informez, citesc, caut răspunsuri pentru probleme și în general am reușit să preîntâmpin tot ceea ce ar fi putut să se ivească în relația părinte-copil și în a ajuta pe ea să câștige încredere, să înțeleagă stabilitatea căminului în care este, să înțeleagă importanța pe care o are în inimile și în sufletul nostru. Și în rest, nimic nu consider că a fost greu sau ieșit din comun sau... pentru că toate lucrurile, repet, au venit firesc. Să mai amintește momentul când ți-a spus prima oară mama? Foarte repede. Încă făceam vizitele la asistența maternală și... Până s-o luați acasă. Da, da. Și deja de atunci a început să-ți spună. Da, e un proces întreg ce... e urmat și am beneficiat de ajutorul asistentei maternale, care
i-a povestit foarte frumos, există un proces clar, i-am arătat și care urmează să fie căsuța ei și i-am arătat tot ceea ce a avut nevoie ca să se simtă în siguranță atunci când ajunge acasă. Și îngrijirea efectivă ți-a pus probleme? Nu, absolut deloc. Ai avut nevoie de ajutor sau te-ai dedicat atunci când era încă mică 100%, că tu ai și o viață profesională foarte activă? Bineînțeles că o perioadă destul de lungă se recomandă și așa spun și cadrele specializate. E important să fii acasă pentru a înțelege relația pe care ea o are cu părinții și în plus pentru a îi da siguranța că acolo este culcușul definitiv. Și o perioadă lungă am fost doar noi trei. Am făcut toate lucrurile pe care le face orice familie normală. Suntem o familie normală. Corect. Și apoi am avut ajutor foarte important din partea mamei lui Radu și, și din partea mamei mele. Da, e important. Că, na, familiile care nu pot beneficia de ajutorul bunicilor angajează bone și este mult mai bine să ai și bunicii implicați, că este mult mai simplu și mai simplu și pentru copil, că na, sunt persoane din familie. Exact. V-ați bucurat de fiecare moment în care, nu știu, a înregistrat ea un succes? Că odată cu vârsta, fiecare copil evoluează. Ce talente are Elena? Ce ai descoperit? Ce îi place să facă? Bineînțeles că ne bucurăm de fiecare succes al ei și de un desen pe care ea îl face când se plictisește și ne dedică tot felul de desene care sunt foarte emoționante. Și eu am observat că este foarte talentată la sport și la dans. De altfel, vreau să... Ea a făcut balet. Se pare că baletul nu este printre lucrurile pe care ea mai vrea să le facă, deși mie mi-ar plăcea pentru că ajută să se dezvolte frumos. Și am văzut că îi place foarte mult dansul modern, street dance, lucruri din acestea, și chiar am văzut că este talentată. Sunt în căutarea unui loc unde să învețe asta și să fie și destul de aproape pentru știi cum e în București, da, să nu pierzi foarte mult timp pe drum. Știu că fetița mea trebuie să meargă la școală acum și unul dintre criteriile importante este unde se va afla școala, că trebuie să fie aproape de locul în care stăm. E foarte important, că altfel pierzi foarte mult timp pe drum și este păcat. Mai bine valorifici altfel timpul acela. Și suntem în căutarea unei școli de dans unde să se simtă bine. Eu o văd, îi place foarte mult. În trecut a făcut și atletism. E foarte talentată. Multe lucruri face, da. Pus-o la treabă, da. Cum se spune. N-am vrut să forțez nimic, toate lucrurile s-au întâmplat firesc, de aceea și când a spus că îi se pare un pic mai greu, a luat o pauză. A făcut efectiv cu un antrenor care era extrem de încântat de evoluția ei. Are o viteză fantastică și este un talent în sport, o rezistență. Sigur că fiind copil și având atât de multe alte lucruri ce o stimulează la modul imediat, da. Cumva în ziua de astăzi e mai greu să să o ajuți să înțeleagă ce înseamnă răbdarea, da. De a depăși anumite puncte grele și încerc să îi explic, așa cum probabil face oricare alt părinte, că există un punct pe care dacă l-ai trecut, este foarte ușor să faci. Da. Personal am simțit asta când alergam extrem de mult și aveam un punct, efectiv un punct zero, da. Când dacă mă opream, dar dacă îl treceam, după aceea puteam să alerg și 2 ore.
Am văzut-o într-un interviu, mi s-a părut o fetiță foarte înțeleaptă pentru vârsta ei. Este înțeleaptă, este. Și că a învățat de la tine să nu renunțe. Dacă nu iese ceva, chiar dacă se mai odihnește un pic, după aceea o ia de la capăt, dar să nu renunțe. Mie îmi place foarte mult și din punctul ăsta de vedere faptul că, spre exemplu, dacă simte ea că e greu, mami, nu mai pot. După care, ok, și revine, scuzați să nu demolez ceva pe aici. Și revine și după aia face. Așa sunt și eu. În prima fază am așa o reținere și după aia stau și mă gândesc și zic, măi, da, nu mă face pe mine treaba asta. Și atunci reușesc și îmi place de ea că e foarte puternică și când își pune ceva în minte, atunci realizează. E clar că apariția unui copil într-o familie schimbă foarte multe lucruri. Evident că în bine, dar și modul de organizare a vieții se schimbă total după aceea. Cum ai reușit să gestionezi lucrul ăsta? Adică să îmbini și munca și că văd că ești foarte implicată și faptul că faci foarte multe activități cu ea. Înainte știi cum e. Erai doar tu, Radu, partea profesională și cam asta e. Da. Ne organizăm în consecință, adică știind că sunt anumite puncte ce trebuie respectate, anumite lucruri pe care trebuie să le cuprindem în program, atunci facem programul în așa fel încât să le realizăm și să le facem pe toate. Atunci când am plecări sau ceva, beneficiem de ajutorul bunicilor și în rest ea este foarte matură, după cum ai constatat sau ați constatat cu toții. Dacă există o perioadă mai complicată, este foarte fericit, își găsește activități multe și în camera ei. Câteodată pur și simplu desenează, câteodată se apucă să-și facă ordine ea, uneori face tot felul de... Acum, în ultima perioadă, chiar mi-a solicitat ajutorul să o ajung cu un lapsus. Jucăriile acelea de se pun una în alta, Lego. Lego, așa. Da. Cu Lego are câteva, îi place să facă puzzle. Adică și poate organiza timpul și singură pe anumite perioade dacă... Da, sigur, nu o lăsăm singură în casă, da. Ci, da, spre exemplu, dacă eu sunt în studio și am de lucrat ceva, îi explic cam așa, uneori vine, stă cu mine și este foarte silențioasă și știe că acolo mami registrează. Da. Asta e din nou un semn de maturitate, că mulți copii, majoritatea copiilor, tot timpul să fie cineva cu ei, simt nevoia să fie ghidați mereu, adică în orice clipă. Faptul că chiar dacă tu ești acolo, dar tu ai un pic de treabă și ea și poate organiza singură activitatea, spune foarte multe despre ea. Ceea ce... Da, mai rar se întâmplă în legătură cu copii. E un copil minunat, da. Da, este. Ea mi-a spus că ea și-a dorit cumva... Tu cumva ai vrut să o protejezi, ați vrut să o protejați în perioada asta, nevorbind deschis. Asta nu înseamnă că ați ascuns-o, dar pur și simplu că nici n-aveați cum, vorba aia. Că, cum spuneai tu, că mergea la diverse activități unde era lume, evident. Toți apropiații știau, chiar și presa știa, doar că ți-au respectat... dorința de a fi discretă, însă a venit momentul când a zis că vrea și ea să fie așa, cunoscută de publicul larg. Te-a surprins reacția asta ei? Mă așteptam așa. Și eram convinsă că momentul va veni. Cumva am pus în balanță interesul ei și anume... Faptul că un copil trebuie să decidă singur, un copil de persoană publică trebuie să decidă singur dacă și când dorește să apară în mod public. Da. Eu am considerat că trebuie să o ascult pe ea când va fi suficient de matură să decidă asta pentru ea. Până atunci, probabil că ar fi făcut asta dacă a zis mama, dacă nu știu ce. Și atunci am... În momentul în care aș fi... Bine,
În primul rând vreau să plecăm de la realitatea că eu în general sunt o persoană discretă, așa cu viața mea și am considerat că până la urmă nu e treaba nimănui. Corect. Sigur că sunt o mămică foarte mândră de copilul ei și de această minune de sufletel, dar mi-am ținut cumva dorința de a striga în gura mare că uite ce minune trăim, tocmai pentru a o lăsa pe ea să fie personajul principal atunci când își va dori. Și când am simțit că ea își dorește asta, cumva am lăsat-o să vină ea spre mine și n-am încercat să presez cu absolut nimic. Și evident că e normal să fie așa. Și când a venit la mine și mi-a spus că, uite, cred că eu tot timpul discutând și spunându-i de ce cumva mergeam la o emisiune și nu aduceam detalii în discuție despre noi, da? Îi explicam de ce. Și la un moment, și am inclusiv acest lucru, că vreau ca ea să fie suficient de puternică și de matură. Și am văzând-o cum discută, cum pune problema, uneori am senzația că este mai puternică și mai are o intuiție afectivă foarte puternică. Și am zis, măi, ăsta e un copil care deja zboară. Zboară, da. Nu mai e mult. Să știi că anii trec foarte repede și va deveni și ea matură. Te mai gândit să mai adopți un copil? Da. Chiar da. Și mă gândesc. Nu știu. Da. Mi-e greu acum să vorbesc despre asta pentru că nu știu încă eu cum să fac față acestei idei, da. Așa că dacă va mai fi, da, adică ca idee ești deschisă spre a mai adopta un copil, dacă ca idee, da, sunt deschisă. Elena, ce părere ar avea despre un frate sau despre o soră? Ai vorbit cu ea? Adică i-ar plăcea sau ți-a zis că i-ar plăcea? Sau există momente... poate să fie un pic mai... Cum să zic, toți copiii au această, fie la început se bucură, dacă, de exemplu, mama e însărcinată sau după aceea când apare copilul devin gelos, știi cum e, se întâmplă, e un lucru absolut firesc. Da, știu. În principiu, deciziile astea sunt destul de intime și trebuie luate împreună și dacă va fi să fie, atunci... va fi și momentul. E un lucru de viață atât de complex încât e foarte greu să îți găsești răspunsurile și să le dai așa în cadrul unui interviu. Da. Așa că nu am acum ce răspuns să-ți dau. Am înțeles. Mulți părinți se plâng că e greu să crești copii, că e complicat. Ok, sunt o mare bucurie, că de fapt asta îți dă putere. Dar, știi, se spune copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Pe tine te văd foarte senină, așa, în legătură cu creșterea unui copil sau chiar mai mulți, de ce nu? Cu Elena, încă de mică am discutat foarte matur. Și când nu înțelegea cuvintele pe care le foloseam, îi le explicam și întotdeauna am încercat să folosim cuvinte complicate în dialogul cu ea, astfel încât în momentul ăsta are un vocabular destul de larg și pot să discut cu ea toate lucrurile și așa mi se pare firesc. I-am spus inclusiv despre faptul că există perioade mai grele în dezvoltarea unui copil. Există perioade de creștere, există modificări hormonale, există modificări de dispoziție, există stări de diverse feluri și cumva încerc să o fac să și le recunoască și să știe când există aceste modificări de stare. Și în concluzie, de multe ori când se întâmplă să aibă un moment mai complicat, mai greu,
punându-i întrebările potrivite, ea reușește să-și recunoască stările și știe ce are de făcut să fie ea bine cu ea. Asta e important. Și în general nu există lucruri impuse, decât lucruri explicate. Asta e de multe ori mai grea. Da. Dar cea mai sănătoasă. Și de multe ori când efectul unui lucru pe care vrea să-l facă numai așa cum vrea ea este mic, atunci o las și mai târziu îmi spune, da, ai avut dreptate, cumva mai bine făceam așa cum ai zis tu. Trebuia să înveți, rezonez perfect cu tine la această metodă. Ai citit cărți de parenting, așa e la mod acum? Am tot citit și pe sărite și pe articole destul de multe. Am făcut și un curs de psihologie a educației în facultate, eu având modul pedagogic. Da. Am avut o profesoară foarte faină, de la care am învățat extrem de multe și am învățat cât de important este să-i dai copilului ocazia să aleagă corect și să-i creezi contextul de a se duce într-o direcție fără să fie impus. Întotdeauna impunerea unui lucru creează o reacție din sens opus și e probat în momentul în care îi spui trebuie să te duci să faci asta, pentru că asta e, trebuie să o faci. Există o rezistență. Când îi spui, da, nu știu, păi dacă vrei să o faci sau dacă te face să fericită lucrul ăsta, atunci eu sunt ok cu asta. Cumva pusă problema invers și am văzut că funcționează. Da. Practic, cum arată o zi din viața voastră acum? Recent Elena mi-a spus că și-ar dori să meargă la un after, pentru că până acum mergea doar așa când auzea copiii de vis-a-vis la after și se distrau și îmi spunea, mami, vreau și eu să mă duc până acolo. Fiind prieten cu doamna director. Și acum a zis că ar vrea să meargă la un after unde mai merg câteva colege de ale ei. Dar până acum programul era dimineața trezit la 7 și un pic, pregătit de școală, mers la școală și luat de la școală la în jurul prânzului, pe la 11:30. În rest, teme și discuții și ce mai activitățile pe care le mai avem noi după amiaza, extrașcolare. Iar apoi culcat pe la 8:30-9, uneori mai depășim, se mai întâmplă, nu e atât de grav. Știu, nu știu, am auzit chiar de la mai mulți părinți că copiii tind și ei să se culce tot mai târziu. Nu știu, de da, ce da, este această tendință? Eu văd modificările în starea ei, în momentul în care se culcă târziu, a doua zi e un pic mai deconcentrată, mai poate cu stări mai altfel decât calme. Da. Și chiar dacă întotdeauna culcatul este o problemă, că de ce? Am citit la un moment dat că motivul pentru care mulți copii nu vor să se culce este pentru că, evident, își doresc să mai stea în mediul cald și iubitor pe care îl simt alături de părinți și cumva culcându-se, cumva fac opinie separată. Mm-hmm. Și cumva e o logică în explicația da? Asta și atunci înțelegi de ce sau vezi motivul care este foarte frumos al copilului când nu vrea să adoarmă. Care sunt momentele în care efectiv te topești? Așa de drag, de nu știu, te-a surprins Elena cu anumite gesturi care pur și dar tot timpul. Ea este foarte afectuoasă. E foarte afectuoasă. Ne facem declarații deseori. Ți-am spus, are desene în care ne declară toată iubirea de pe pământ. Ne luăm în brațe deseori. Câteodată vine și îmi spune, mami, încă nu m-ai pupat. Sau cum mă iau cu treabă să repede să-i fac sandwich-ul și ce are nevoie pentru școală. Și sunt foarte multe momente. Ea este, repet, un copil foarte afectuos și foarte iubitor și
E tot ceea ce puteam să visez. Da, văd strălucirea în ochii tăi. Mă bucur foarte tare pentru tine că trăiești asemenea clipe și o asemenea minunăție. Cum ai spus și tu, copilul este un cadou. Te-ai gândit cum visezi că va fi viitorul ei? Oh. Eu visez să fie fericită, în primul rând, să-și găsească echilibrul în viață, în așa fel încât să nu îi întunece niciun norișor seninul vieții. De aceea uneori sunt cumva într-o stare așa de tot timpul autoanaliză, să văd dacă o stimulez suficient între cumva stimularea ei și să devină cea mai bună versiune a ei și intelectual și fizic și tot, și de a o lăsa cumva liberă în să facă ce simte ea. Aici echilibrul ăsta tot timpul, sau linia asta tot timpul încerc să o analizez, să văd cât de ok e trasată, pentru că în primul rând un copil trebuie să fie fericit și să aibă amintiri frumoase din copilărie. Trebuie să crească toate aceste amintiri o definesc afectiv. Și întoarcerea în timp, cumva, în echilibru familiei, niște direcții foarte importante în viață. Și un copil iubit și un copil ce are suficientă libertate încât să-și ia deciziile, va fi un copil, un adult hotărât și încrezător. Totodată, repet, e important să știi cât să... Cât să-l lași de la tine așa? Să știi cât să împingi, spre talentele ei, da. Să-și valorifice talentele ei, în așa fel când să aibă de unde să aleagă și să vadă să aleagă ceea ce o face fericită. Spre exemplu, acum sunt într-un impas, pentru că, pe de-o parte, eu știu câtă bucurie îți oferă studiul unui instrument. Da. Îmi doresc foarte mult să studieze muzica, dar până la urmă nu este despre mine, este despre ce își dorește ea. Talent există, am învățat să facă game într-un timp foarte rapid. Am stat lângă ea să primească un pic de plăcere din rezultatul propriei evoluții și am constatat că adică are date, cel puțin la pian. Însă deocamdată nu văd că o atrage foarte tare această activitate și nu știu dacă să cumva să o mai canalizez spre asta sau să o las să-și facă, pentru că eu știu ce bucurie îți aduce această, pur și simplu, și dacă nu mă stai și cânți pentru tine, e, la un moment dat pentru mine în copilăria asta a devenit ca un fel de timp de meditație. Eu nici măcar nu îmi dădeam seama cum treceau 4 ore, timp în care studiam la pian și mintea mea cumva se așeza, în mintea mea degetele mergeau, pentru că aveam de învățat memoria musculară, trebuia să introduc anumite partituri în memoria musculară și mintea avea două nivele, una care coordona evident degetele și cealaltă care analiza tot felul de lucruri și sedimenta anumite gânduri și mergea și căuta răspunsuri la anumite întrebări, ca un fel de meditație. Pe mine m-a ajutat asta foarte mult. Același lucru mi se întâmplă și, spre exemplu, când înot mult sau când alerg mult. Tatăl ei își dorește ceva anume pentru ea sau rezonează în putine? Noi suntem o echipă în creșterea ei și suntem în continuare o familie pentru ea. Îi place foarte mult să... Adică ei merg împreună la alergat, fac tot felul de activități împreună și mă bucur când vine acasă foarte fericită și îmi spune că s-a distrat. Da. Care a fost cel mai greu moment în viața ta? Dacă faci așa, te uiți
urmă, mă rog, până... Nu pot să fac o clasificare. O perioadă mai complicată. Dacă e să o luăm așa, anul trecut pentru mine a fost un an destul de greu și... Na. E ok pentru mine să lăsăm elefantul acolo în cameră. Da, știu că nu sunt vreun detalii în legătură cu separarea ta de Radu. Da, nu discut despre asta. Da, înțeleg și respect lucrul ăsta, dar... Practic asta a fost perioada cea mai grea de până acum și să sperăm că nu va mai exista ceva mai greu decât atât în viață. Da. Tu ai avut o copilărie fericită? Slavă Domnului, da. Sunt unul dintre copiii ce își amintesc cu drag de toată libertatea asta pe care o aveam. Sigur că în timpul școlii trebuia să fiu foarte organizată, fiind la școala de muzică, la liceu de arte din Baia Mare, aveam ore până pe la două, în care se includeau pian, solfegiu, teorie, cor. Corul de obicei era după, de multe ori aveam ore și până la patru, după care trebuia să ajung acasă, să mănânc repede și nu mai știam pe ce să pun mâna să termin mai repede dintre temele pentru obiectele de studiu generale și cele de specialitate. Știind că am de studiat la pian și știind că am o grămadă de partituri de definitivat. Și atunci stăteam destul de târziu. În weekenduri recuperam ceea ce nu am apucat să fac în cursul săptămânii. Și erau, pentru noi, pentru fratele meu și cu mine, erau destul de puține orele când puteam să ne relaxăm. Și atunci simțeați nevoia să vă răzvrătiți? Mama tot ne spune că am fost niște copii foarte cuminți. Adevărul e că atunci, pe vremea lui Ceaușescu, nu existau, sau cel puțin părinții mei nu și-au permis bone sau situații din acestea. Și de multe ori mama pleca și cu tata, amândoi plecau la serviciu și noi plecam, ne trezeam la 7, mâncam, ne pregăteam de școală și plecam singuri cu cheia de gât la școală care era la 2,5 km, mergeam pe jos de cele mai multe ori, cam o jumătate de oră ne lua. Deci la 7:30 trebuia să ieșim din casă și mergeam în marș până la școală, lucru care ne-a prins foarte bine. Și am fost, repet, foarte organizat totul. În schimb, în vacanțe, da, nu mai puneam mâna pe pian și asta simțeam când mă întorceam la școală și era jale, era greu de tot. Plecam după la o pauză așa. Da. Da, există o vorbă foarte, foarte faină și este extrem de adevărată. Dacă nu studiezi o zi, simți tu. Dacă nu studiezi două zile, simți specialiștii. Dacă nu studiezi trei zile, simte publicul. Cam așa e. De aceea e important să ai o igienă a studiului foarte, foarte bună pentru a nu pierde din calitatea interpretării. Așadar, când eram în copilărie, cele două luni jumate, trei luni parcă, era vacanța de vară și cele de iarnă, pac, nu mă mai prindea, nici nu mai puneam papuci în picioare. Mergeam atât de fericiți la bunici, atât de partea mamei, cât și de partea tatălui, și petreceam în livadă, pe grădini, aveam tot felul de activități. Știu că la un moment dat am căutat, verișorul meu și cu mine, ne-am dorit foarte mult niște porumbei, călători. Așa. Și am comandat porumbei călători și ziceam, mamă, cum o să ne trimitem noi mesaje când eu plec acolo și tu ești dincolo. Și am comandat acești porumbei și au venit, ne-a spus fostul proprietar că trebuie să-i ținem două săptămâni în colivia lor, pe care le-am făcut-o special, nu știu ce. Păi am așteptat, număram zilele, orele și tot. Și la un moment dat se făcuseră cele două săptămâni și am făcut sărbătoare, adică ne-am dus toți acolo, am deschis ușile și ne așteptam ca porumbeii să stea pe acolo, pe lângă noi. Da. Duși au fost. Am alergat după ei, prin grădini, peste dealuri și duși au fost și aia a fost. Și a rămas plângând fără porumbei călători.
Da, frumoase amintiri din copilărie. Însă modul ăsta de a te organiza foarte bine în copilărie te ajuta foarte mult în viața de adult? În organizarea muncii, da. Sunt un om care își organizează bine timpul pentru ce am de făcut în muzică. În rest, îmi amintesc că au fost momente când, nemai știind pe ce să pun mâna, nu mai consideram importante anumite lucruri. Spre exemplu, scoteam caietele și le puneam acolo pentru că n-aveam timp să stau și să le aranjez, pentru că mă aștepta o grămadă de teme și da, o grămadă de lucruri. Și chestia asta cumva a rămas. De multe ori mi-e greu să mă organizez în a-mi pune toate lucrurile, pentru că uneori consider că am ceva altceva mai bun de făcut. Te înțeleg perfect, da. Atunci când îmi dau seama că mi-a două zile să-mi refac ordinea în dressing, mă ia cu amețeală. Dar aia e. Știi că în dressing e greu să faci ordine și în câteva secunde faci dezordine. Eu pot foarte mult, mai ales da, când mă pregătesc să merg la o emisiune și nu-mi place aia, nu-mi place aia, vreau să fiu altfel și mai îmbrac și aia și aoleu, nu mai am timp și apoi gata. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim, mai avem câteva minute. Revenim imediat. Paula, momentul cutiilor. Le deschidem? Nu vreau să te sperii. Nu mă sperii. Bă, leleu, de capul meu. Poate să fie Brad Pitt, dacă vrei. Care nu-i rău. Hai să deschidem și cutia aurie. Să bată tobele din nou. Oh, ce bine era dacă m-ați fi întrebat asta înainte, ca să vin cu tema făcută.